Stăteam aici și mă gândeam despre ce anume o să fac următorul vlog în timp ce nu pot să respir. Și in the interest of keeping it real, I'm gonna keep it as real as it gets. Și o să fac vlogul ăsta despre când ești răcit și muncești de acasă. Cum este, beneficii, părți nașpa. Păi, ești acasă. Poți să te faci cât de comod vrei tu. Nu intri în contact cu nimeni cât timp ai organismul slăbit. Iar asta, deși poate suna puțin venind dintr-o zonă de paranoia, în circunstanțele de astăzi, cu ce se întâmplă, e mai bine așa. Scoți drumul din ecuație, Dumnezeule. Când stai la înghesuială cu oamenii în metrou care tușesc și strănută pe tine și... plus timpul. Nu ești cu echipa, iar comunicarea nu este la fel de eficientă ca o concluzie a acestui lucru. Și trebuie să te motivezi singur. Eu personal nu am problema asta, însă știu că sunt oameni care o au. Așa că pentru cei răciți din perioada asta, însănătoșire grabnică. Data viitoare.